Într-adevăr. Există, doamnă, Crăciun fără porc? Nu. Nu există așa. Nu există. Cum arată un Crăciun fără porc? Nici nu spui că nu e Crăciun. Zici că e Paște. De ce nu se duce porcul la școală? Fiindcă nu împlinește 7 ani. Există Crăciun fără porc? Nu, logic nu. Cea mai mare porcărie. Asta nu s-a pomenit, am 70 de ani și așa ceva nu s-a pomenit. De ce am ajuns aici? De ce? Ce-am votat? De-aia am ajuns, de prăști. Aveți porc acum? Păi cum să am? 3. Nu vă mai lasă să chemați vecinii să vă ajute. Cum tăiesc porcul singur? Păi el știe că tai, când tai un porc. Știe când tai un porc. Dar cum l-a stăia singur? Să poate așa ceva? Să tăiasă? Poate, dar nu e plăcerea să te vază, să faci. Îi bagi o sârmă în gură, legi de pare aia și ascultitul și gata. Ați încercat vreodată să-l tăia singur? Am încercat, dar nu e frumos. Nu e plăcerea să-l dai afară, să vază copiii, să vază nepoții, să vază... Dar se poate și singur, că nu suntem un pic surprins că se poate. Se poate, îi dă cu ceva în cap și... Dar aia nu e... Suferă porcul? Normal că sufere. Sau mai nou, curentul. Curentul sau îi trage cu arma, cu cartuș de la... Păi, pui faza la picioare jos după ce l-ai udat un pic cu apă și... Există și așa? Da. Ați văzut, ați încercat? Păi, bineînțeles. Vine cu dumne, cu țăranul te... Cu acum mai nou vine și îi pune în ceafă, că sunt aparatele alea. Dar cum a spus dumneavoastră, tehnica, deci, cu apă sau cum a spus? Da, o bucată de scândură, pui firul de curent faza, cineva asta la priză, l-ai udat frumos pe piciorul și el își ia masa de jos. Ei pus-o câteva secunde, a început să zbâțe, pacu... Mai lasă să aducem vecini, da, trebuie să-l tăiem singur. Cum facem? Faci o strună, un laț, așa. Îi bagi pe gură, după ce ai băgat pe gură, îl legi de un pom sau de ceva, îl legi de ceva. Și el tinde să ducă înapoi. Și el când tinde să ducă înapoi, pacu... Și l-ai tăiat, singur. Foarte. Eu am făcut așa ceva. A tăiat singur porcul? Da, singur, am tăiat singur porcul. Așa i-am făcut. Deci, i-am spus? Băgat în gură strună, adică, o sârmă făcută laț, așa. Și am băgat la falcă sus, l-am legat de falcă și după ce l-am legat, el tinde să ducă înapoi. Tinde să ducă înapoi. Și am băgat cu un gât și l-am tăiat așa. N-a făcut niciun fel de probleme, n-am avut. Deci, nu vă luați în surprindere că acum nu mai... Nu, nimic. De ce l-ați tăiat singur până acum? De ce nu ați vrut să apelați la vecin sau nu prea? I-am zis lui fiul tata, eu îl tai singur. Și el până s-a dus în casă și eu... I-am pus la tăia singur. N-am văzut așa, el tată, n-am văzut așa ceva. Deci există Crăciun fără porc? Nu există niciodată. Crăciun fără porc niciodată nu. Așa e datina românească, așa e din tată în fiu. Și de ce vor să ne lase fără porc de Crăciun? De ce vor ca să poată să vândă produsul de la alimentare, de la magazine? Se poate și ceva, nu trebuie să facem tradiția care este. Cum să facem așa ceva? De ce nu ne mai lasă, doamnă, să tăiem porcul? De ce? Dar cine știe pentru ce nu ne lasă? Ăștia mari de la parlament, de la guvern, ăștia nu... Nu ne lasă, zice că e cuit, că e toate ale. Dar nu e într-adevăr. Există, doamnă, Crăciun fără porc? Nu. Nu există așa. Nu există. Cum arată un Crăciun fără porc? Nici nu spui că nu e Crăciun. Zici că e Paște. Nu mai e Crăciun. Cum tăi porcul singur? Nu poți să-l tai decât numai să-l împuști, vorba lui. Să-l împuști sau să-l curentezi. L-ai curentat dacă duci jos, n-ai tăiat. Altfel, dar nu s-a pomenit așa ceva la noi, în comună, vorbesc. Ați curentat porcul sau... Nu poate nimeni să ți-a tradițiile astea. Nimeni, indiferent cine ar veni. Nu se poate. Nu există Crăciun fără porc. Cum să există Crăciun fără porc? Mai ales la țară. Și la oraș. Și orășeanul, dacă ar avea condiții, ăl de la bloc, l-a recut așa la fel ca la țară, că și ăla e... Suferă porcul, nu suferă. Deci porcul suferă... Haideți să vă întreb ceva, de ce nu se duce porcul la școală? Fiindcă nu împlinește 7 ani. Deci asta e... De-aia nu se duce porcul la școală, fiindcă nu împlinește 7 ani. Dar suferă sau nu când îl tăiem? Bineînțeles că suferă, orice animal suferă. Și orice unul, dacă te înțeapă cu cuțitul, suferă, nu? Aia cum, nu știu cum e alină suferința aia. Nu are importanță. Nu sufere, acum nu știu. Eu zic că e mai rău să-l tragi cu sârma, să-l chinui 5 minute. Atunci e ca și omul, te-a curentat. Da, asta e obiceiul, domnule. Asta e obiceiul și ei. Suferă sau nu suferă porcul când îi băgam? Suferă, domnule, că asta-i datina lui. Dar mai guiți, ați văzut cum face. Păi și dacă nu guiță, nu s-aude vecinii. Păi, păi dar normal, care mare mai mare, care mai al dracu, care mai...
Mai merge și o țuică fiartă că de așa? Că ați chemat vecinii, păi nu? Păi intre la mine în curte. Cine să intre la mine în curte? În concluzie, nu există Crăciun fără porc. Cum să există? Mă mir și cu asta, cu colindul, ca să zic, păi copii, da. Care e frumusețe? Și eu nu cred în c***ul ăsta, mie nu mi-e frică. Nu? Să fiu al dracu dacă mi-e frică. Dacă trebuie să-i puneți la porc mască. Păi o să-i pui. Asta, asta a fost bună. Să nu mă pui să pui mască. Asta a fost bună. Aia e mai rău, dar la porc nu e niciun problemă. Da? Și nu credeți nici în nici. Ar trebui să ne lase în pace, să, nu știu, sărbătorim Crăciunul. Sau... Păi acum a venit pe noi. A fost de porci, a fost de vaci, a fost de găini, a tăiat porci, a omorât, a aruncat fără analize. Știi ce îmi pare bine? Că, hai să vă spun, că e cu COVID ăsta, că dacă mor, până acum, dacă murea, încea că a murit de bețiv, de băutură. Da, da, da. Că... De eticheta asta, cum vă pun? Da, ce a murit de COVID. Există, dacă nu avem voie, ce să facem? Să tăiem porcul singur, există varianta asta? Păi n-ai cum să-l tai singur. Dacă e porcul de 200 de lei, ține porcul. Nu există nicio metodă? Păi cum? Ce metodă? Și atunci ce facem? Ce să facem? La anul, poate ne-a stăt Dumnezeu și îl tăiem la anul. Și îl mai țineți un an? Păi, ce să facem? Dacă se face foarte mare, dacă... Asta este. Ce să-i facem? Dar nu riscați să chemați un vecin? Vă e frică de vreo amendă? Păi, ne frică, că dacă ne prinde și... Și fără mască, dacă treci pe drum acum. Da, da, da. Dar îl țineți, asta e. Îl ținem când avem încotro. Cumpărăm carne de la camangerie, facem sarmale, facem cârnați ce trebuie și... Pe urmă... Cumpărăm carne cu porcul în cotez. Cotez, normal, că n-ai ce să faci. Nu e colindan, nu e nimic. Nu avem ce să facem. E Crăciun ăsta? Mai simțiți așa spiritul Crăciunului? Nu mai simțim spiritul Crăciunului, dar n-ai ce să faci. Dacă așa este cu asta, asta poate să mai ție și 2 ani de zile cu boala asta sau cu ce este. Există Crăciun fără porc? Nu se poate, domne, așa ceva. Deci nu se poate. Cum ar fi un Crăciun? Ce să, n-ar fi fără nimic. Cum ar fi mama fără copil. Păi, ce să... Dar nu ne mai lasă să, de exemplu, să vină vecinii să ne ajute, trebuie să tăiem porcul singuri. Cum să facem lucrul ăsta? Să poate? Tăiem normal. Ăsta e obiceiul și așa facem. Porcul tinde să ducă înapoi. Și dacă l-ai legat de ceva, el tinde să tragă înapoi, săracu, și tu îi faci de vezi. Suferă porcul când e bă... acolo? Nu, n-ai treabă cu... Nu suferă porcul? Bă, o suferi, dar eu știu ce să-i faci. Păi, dar cum să nu sufere, da? Dacă așa este, dacă așa se face, ce să-i faci? Nu e milă de el în momentul ăla? Păi, mie milă, dar ce să fac acum, dacă asta e datina, dacă asta este datina, ce să... Există Crăciun fără porc? Nu există Crăciun fără porc. Atâta nu timp există. Cât putem... Cum ar fi un Crăciun fără porc? Eu nu pot să-mi dau seama, nu pot să-mi dau seama. E urât fără... Și în al doilea rând, ce zice vecinul? Ia uite, băi, ăsta n-are porc. Ce facem, mă? Cumpără de undeva? Băgați-i sârma în râd. Așa. Și legați de o... De asta, de cotețul la porc. Și după aia? După aia îi luați, că n-aveți să-i faceți. Ați văzut cum caută să ne... Păi, domnule, am văzut acum niște cuvinte. Păi noi, până la urmă, ne pierdem și graiul ăsta românesc. Am luat-o cu ok, cu fel și fel de sărbători, de-asta de import... Asta nu ne caracterizează. Și le-am abandonat pe ale noastre. Cum? Deci, o iei pe asta cu dovlecii și lași tăiatul porcului la o parte. Adică cum? Luăm din... Bine, luăm și hrană din import. În concluzie, ăsta e Crăciunul nostru, cu tăia de porc. Asta e tradiția, asta nu ne poate lua nimeni nu ne poate lua. E de moși, tradițiile moși, nu ne poate lua. Ne ia altceva, ne ia banii, ne ia... Crezi că vom ajunge să-i punem mască și la porc? S-ar putea. Să n-ar fi exclus, după cum... N-ar fi exclus. O să ajungem și acolo, dacă ne obligă. Ne obligă. Până la urmă o să vină... Ați văzut cum... Deci ar fi fost în stare ce... Păi nu putem să punem cât un polițist sau un jandarm la fiecare casă unde se taie porcul. Deci dacă ar fi avut personalul, ar fi fost în stare da pune câte unul la poartă. Ei, vedeți capabil, numai să... Bineînțeles că da, bineînțeles.